Hei, salut, aici Mr. Cafechin, bine v-am găsit la un nou episod cu Metin 2, hopa, avem aici un capitanul bestie uh, La un nou episod, o să vedem, o să vă explic ce am făcut, ce o să fac, ce nebune, am pe aici, atai să bag și câte o plicoare de asta, bine, aia de viteză o am deja băgată Dar nu este niciun fel de problemă, după cum puteți vedea, acum dau în Metin în, metin. În, în, uh, dau puțin mai ok și nu mor chiar așa de repede. Am făcut 35. Uh, mi-au licorile astea de pe jos că am în depozit câteva, dar s-au făcut niște chestii. Bun, am 14 caca la mine, plus chiar acum, în momentul de față, am pe shop undeva la uh, 12, 12, stacuri. Zic ok, stacuri sau mă, am un lapsus din asta confund cu Minecraft-ul. Gen, uh, da, o să fie, cred că stacuri ok de fragmente de energie pentru că așa fac eu bănuții. S-ar putea după ce mi se vând acele fragmente să iau un FMS. Uh, nu de alta, dar uh, mai am încă 4 zile din sabia asta și bine, 4 zile mai trag de ea și o să fac ceva bun să iau acolo un FMS. Bine, ceva acolo mai decent, nu o să-mi iau uh, ultimul, răcnet, ultimul răcnet de FMS cu nebunel cu dinastia. Ia să băgăm și noi un... Bun, sunet acolo, dar oricum schimb ce ul probabil la un moment dat și atunci. Am acolo pietre meti? Nu. Pa da, am unul, dar este acolo un, un player de 25 la el. Hai să schimbăm ce ul Mergem pe 4 și da. Bă, m-am jucat ceva, m-am jucat un pic. Uh, am făcut și calul. Uh, am level 3 la el. Uh, o să fac o să fac armatul și nu știu cât o să stau la 35, o să stau probabil la 35 până când mi au un uh, nu știu, m-am gândit să-mi iau un ying -yang. destul de ok nu știu, niște papuci ceva, niște iteme cu PV în mare parte, probabil niște abanoși mai ok sau îi dau pe ăștia la plus, dar na, upgrade -urile... Sunt destul de scumpe și ce noroc am eu cu fierarul ăla. Cred că mai bine, mai bine nu ne riscăm noi la trebuie să mi pun setările default la Sunet sau dă ceva. Cred că în episodul trecut nu am pus nimic, nimic pe fundal, dar uh, o să pun uh, acum dacă nu uit niște melodii acolo să să zdrung, să zdrungănească ceva acolo în fundal. Pă, Asta e ok, uite, unul de 35. Dacă mai țineți minte, parcă în episodul trecut am făcut, am bătut unul doar că mă dădeam jos de pe cal, că muriam. Acum ar trebui, am M2 la uh, armură vrăjită și M3 la tăiș. Și am aici două cărți, un tăiș și o armură vrăjită, să văd dacă pot să le citesc, nu pot și pot. Nici acum nu pot. Uh, ar trebui să pot, în teorie, imediat, peste o oră, jumătate de oră, nu știu exact să vă zic sigur, dar o cam 500 văd că în metin cu M3 la tăiș, ceea ce e ok, e super ok. Cu un dacă o să găsești unul cu o pagubă medie destul de ok, o să dau progres și mai bine. Uh, oricum, contul ăsta o să-l fac PVM, momentan, nu mă, nu mă gândesc deloc să-l fac PVP, PVP, pentru că nu sunt cu așa ceva. Adică nu vreau să demonstrez nimănui nimic, am mă joc așa de o distracție, o relaxare. Ia vedem, ne pică ceva interesant. Da, ne pică, cum să nu. Um, aia, poate mai găsim un metin. Bă, am făcut schema aia, de asta am că sunt destul de scumpe. Am făcut schema aia să iau 10 cărți, să nu le mai duc la zi să zic la, la shop să le pun pe shop și am uh, uh, în 1 este un NPC, îi dai 10 cărți plus 100 k și îți dau o carte de tipul tău. Ceea ce e ok, dacă îmi alte cărți gen respingere, magie sau tornadă sau cum se numește, cum se numesc celelalte abilități, e ok. O să le vând și o să vedem ce facem, oricum dacă o să îmi fac gelată aici, o să vând tăișurile și fac bănuți. Deci ok, uite acolo un unul de 25. Deci e super bine, bine. Cred că putem să punem și auto, dar să nu mi se duc magică. Bine, și dacă se duce, nu cred că mor. Uite cioburile, bă. La cioburi -am, nu m-am prea băgat, că de exemplu astăzi m-am uitat la ceva la serial și am făcut cioburi, așa frumos. Bă, banii se fac destul de ok pe... Să faci bani în vreo săptămână probabil în weekendul dacă mai joc un pic. Cred că fac bani de un FMS decent și poate mai îmi iau ceva pe lângă, vedem. Am uitat în, în și într-o Brezlei. Cred că este ora al, la alu Răzvan, ora al lui Alin, nu sunt sigur. Când m-am uitat, stai să văd cine este bossul Brezlei. Uh... Hmm Bonus haurit uh, Sincer cred că nu știu <laughs> Nu știu ok o anti war plus 2 și nu știu ce bă să o iau să nu iau Hai mm, că o iau și vă ce fac cu ea uh, Poate mai mines Ceva mai facă o chestie de minat putem să punem pe auto că ăsta Îl ducem Îl Facem mai repede cum a venit să de 25 poate ne pică și o carte văd că n-am avut uh, noroc să la cărți. Bă, nicio, nu, nu mi-a picat nicio aură și niciun iureș de când sunt pe această sesiune de metin. Bine, na. Vă dați seama că asta e situația, atât s-a putut. Dar, da. Ia vedem. Ce ne da aici? O protecție plus 0. Ei, de când așteptam o protecție plus 0. Mi se pare că pietre plus 4 Nu cred că îmi pică de aici Stai să văd dacă avem Opa Are 39a, ah, din aia are teamă Bun, oricum o să băgăm și Teama, bă nu știu oricum Teama dacă îmi pun ca abilitate Nu cred că prea are Logică să o Folosesc, cred că nu are cine știe Ce efect și se duce mai repede Dar e ok, e ok Acolo o să fie, probabil O să mă opresc următoarea pe la un um, cât să zic un 42 cred că mă opresc cum de crescut am observat că crește destul de ok deci nu să-mi fac probleme legate uite o mortală care are PV <laughs> era bine dacă avea PV bă înainte făceam chestia să iau toate itemele ce le găsesc pe jos și să le vând ma la magazinul general da, nu se merită bătaia de cap. Bine, na, dacă site, item-urile de level mare și le găsi prima pe probabil, pentru licori sau așa. Dar acum, nici pentru licori, că spargi niște metine din astea și ai licori, frumos. E ok. După cum puteți vedea, am făcut ceva licori de când stai aici. Ok, niște cioburi, perfect. Nici n-am băgat red până acum, acum bag un pic așa. Da, Surai rezistă, nu știu cum. Am uitat pe, pe site, la pe Metin2 și au zis că Surai unul dintre cele mai grele caractere de jucat. Bă, nu știu ce să zic. Am jucat lican puțin. Mm. Uh, nu e greu, dar e puțin mai diferit, mai ciudat. Acum, probabil, din punctul meu de vedere, cel mai greu, să zicem așa, ar fi... Cu Nisha n-am jucat niciodată cu Shaman Doar că am avut Shaman că uh, Ar fi mi se pare Și nu că e greu Ci scump Că toată lumea cu de abanos N-am nimic pe el Că e scump Gen na, Aurele scumpe Armurile nu știu ce astea Cărțile și plus că ai Iureșul care O să ai nevoie de Uite o carte Care avem Vârtejul sabiei. Bă, ăsta e o carte destul de ok. Cred că o vând undeva, mi se pare că 500 k pe shopuri sau poate puțin mai mult. Încerc să forțăm un pic prețul, oricum lăsăm shop acolo. Punem un 700, să vedem dacă se întâmplă ceva. Oricum nu e mare diferență, dar... Na. <laughs> să fim și noi un pic de, un pic de români, așa, dacă se poate. Opa, Bun, o să vă arăt și căruțul imediat după ce sparg metinul ăsta, dar este puțin obosit. Că n-are și level 3 și n-are cine știe ce durabilitate. Așa că băgăm și o mantie de asta a curajului. Hai că băgăm și o mantie să vină băieții la mine. Nu știu de ce fac asta, dar pentru ciobot probabil. <laughs> dar oricum cu alchimia n-am făcut nimic, gen am un... Uh, ce e asta? Uh, un diamant și mai am un safir. Parcă atât am. Deci e destul de... Opa, să nu spui că mi-o bătai acum. N-ar trebui. Bine, da, da. N-am băgat eu reduri. Bine, mai trebuie să faci așa buna două reduri din când în când, când te plictisești. Am făcut 75% înainte să donez experiența ca să împun pun toate punctele pe... Pe astea. Pe abilități. Vedeam dacă mai găsim un metin în partea aia. Bun. Deci fânul, luăm ăsta, luăm ăsta, luăm cartea care este una așa... Ăsta, opa, astea sunt bune, e bun asta pentru fragmente, lăsăm acolo. Și asta mistică. Mă uitam să văd dacă au iteme cu PV sau ceva de genul ăsta, dar văd că nu, eu, e... Sunt mai chele așa, E ciudat că nu găsesc iteme din astea mai um, simple, știi? Nu știu, un, uh, un papuc cu gen. O, o cismă de piele cu un pic de PV, un KPV sau ceva. Nu, găsesc cisme de piele cu 15, 15, 5 toate astea, știi? Bonusuri full cum ar veni. Așa că, da. Știu că acum a fost ceva scandal cu sticla aia de negoțului, că nu mai e cu jetoane, că a fost cu medeuri, nu, că acum e cu medeuri, că nu mai e cu jetoane, că nu știu ce, că bă... M-ar fi ajutat aia când am căutat, uh, zi să zic, uh, când am căutat uh, cartea uitării pentru armură vrăjită. Deci nu fac exagerez, dacă că am băgat 12 cărți a uitării. Ceea ce nu a fost foarte, foarte frumos, mai ales când am avut cine știe ce bănuți. Bine, m-au ajutat băieții Răzvan și Colin. Dacă vă uitați la clipul ăsta, vă pup. Dar... Um, cam mai a fost. Bun. Ia vedem. Trebuie să mă și pe shop rapid dacă s-a cumpărat ceva. S-a cumpărat uh, ceva, am 145 de K. Cred că mi s-a cumpărat ori o piatră, ori o carte. N-am văzut exact ce că am pus mai multe chestii pe shop și nu sunt sigur. bun. Hai că am spus că vă arăt și pe căluțul, pe cheluțul meu. Iată așa. Oricum am numai levonul la chebare. Trebuie să mai pe niște cărți de alea de... Asta este. Una bucată cal. Are... Verifică status. 20% la rezistență. Că n-am stat pe el cât timp am făcut fragmentele. <laughs> să mă mișc puțin mai repede și gen să îl tot chem și iar tot să-l chem și să-l bag înapoi, să-l trimit și așa. Și n-am făcut cu tigrul asta pentru că l-am pus în depozit, că mi ocupa loc în inventar și am zis că, na, mai bine, vă dat seama, bine, nu mi-am pus tărnacopul, ca și tărnacopul, am făcut 64 de, de ăștia. Am minat puțin, am pus pe shop, acum vedem ce se întâmplă, dacă să fac ceva bănuți. Bun, deci cam asta a fost, ne vedem data viitoare, să vedem ce se întâmplă cu această chestie sau nu a fost chiar aici. Nu a fost văcat chiar aici, că văd că universul, universul ne cheamă și găsim încă un metin de 35, care îl batem acum și primim o aură, sabie de aia. Hai că da, mai bag o ofisă la asta cu rapiditate. Asta e bună pe când o să-mi și manga. N-am avut nevoie să folosesc încă busola asta, că cam știu unde sunt metinele și na. Se spawnează. Probabil o să o folosesc că mă duc prin deșert sau prin alte locuri. Bine, aș folosi eu ca să scap puțin, că na, e loc în inventar. Și să cam scump pe cheițele alea extindere inventar să le cumpărăm acum. Bun. 500, un, un K și 100 am văzut pe critică. Bine, nu, dau prea, nu prea am foarte multă critică, cam doar 6%. Cred că e singura critică pe care o am alta, nu prea. Deci, cam asta e situația. Ia vedem. Să vedem un scris cum fac misiunea de 35 la cal. Cred că pot să o fac singur. Vedem dacă nu chem pe cineva să mă ajute. Bun. Hai că a fost cea mai bună, cel mai bun lut. Da. O piatră din asta mai e nebunatică. Probabil a fost ceva pe sabia aia. Și voi ați văzut și acum spuneți, bă, cafea a fost o 15 mâini, 15 sabie, 15, hai că, da, 15 sabie pe, pe sabie dacă e. le am și eu cu metinul. Bun. Cam asta a fost, ne revedem data viitoare. Tchau, servus, pa